Salutare și bine v-am găsit la Culinar Show! Sunt Alex și astăzi o să vă arăt cum să pregătiți o friptură gustoasă la cuptor. Și pentru că baza neamului românesc este ceafa de porc, am ales ceafă. O voi pregăti cu niște usturoi, cu niște salvie, niște cimbru proaspăt, va fi foarte, foarte bine aromatizată, iar sosul va fi format din toate aceste legume pe care le vedeți aici. Ele se vor descompune, iar în momentul acela în care sosul gros va curge peste carnea suculentă, vă spun eu că este tot ceea ce aveți nevoie. Am aici un cuțit foarte, foarte ascuțit și voi elimina excesul de grăsime, pentru că nu vreau să am o mâncare uleioasă. O voi găti la o temperatură mai joasă, iar aceasta, dacă are multă grăsime, va lăsa și mult mai mult ulei. Și acum o voi cresta puțin, din loc în loc, voi face niște romburi. Acum voi toca câteva frunze de salvie. Continui cu cimbru proaspăt. Îl rup mărunt și apoi îl toc puțin. Cam 4 căței de usturoi ar trebui să fie suficienți. Dacă nu miroase în casă a usturoi și a cimbru atunci când faci friptură de porc, parcă n-are farmec. Bine, eu mai pun și salvie. Îmi place salvia, chiar dacă mulți nu o folosesc la porc și mai mult la pește. Îmi place pentru că e puternică. Așa ca mie. Pun puțin ulei de măsline pe bucata de carne. Și adaug salvia și cimbru. Jumătate pe fiecare parte. Masez bine să intre peste tot. Și acum usturoiul. Jumătate din cantitate pe o parte și cealaltă jumătate, evident, pe cealaltă parte. Dau sare. La fel, masaj bine carnea să intre și sarea în ea. Și o las deoparte până mă ocup de legume. O să încep cu morcovii. Îi tai pe jumătate și apoi bucăți mai mari. Nu am nevoie de bucăți foarte, foarte fine. Ele oricum se vor găti până la zdrobire. Nu caut legume al dente. Caut să gătesc legumele până la zdrobire, pentru că vreau să scot tot sucul din el. O să vedeți la sfârșit, atunci când pregătim sosul. Continui cu pastârnacul, țelina, prazul, aici. Și în ultimul rând, două șalote sau hașme. Eu aleg hașmele pentru că sunt mult mai dulci și nu sunt atât de iuți. N-au gustul ăla brut de ceapă. Am încins pe foc o cratiță de fontă în care pun puțin ulei de măslin. După cum vedeți, e foarte bine încins. Și dau culoare pe fiecare parte. O să scot carnea deoparte, iar aici pe foc voi pune legumele. Prima dată ceapa și prazul. Voi mai pune puțin ulei. Și acum și restul legumelor. Morcovii, pastârnacul și țelina. Pentru că o mare parte din aromă a rămas pe fundul cratiței, voi stinge cu vinul și voi aduna tot ceea ce este pe dedesubt. Cam ăsta e sunetul pe care vrei să-l auzi. Să dau sare și piper. Acum că vinul s-a redus, voi adăuga puțină apă. Fac loc pentru carne și o să o pun în mijloc. Opresc focul și voi pune câteva roșii cherry pe lângă. Cam 5-6 roșii cherry ar trebui să fie suficient. Am pus capacul și o voi pune în cuptorul încins în prealabil la 160 de grade. Verificați-o din când în când și dacă lichidul dinăuntru scade considerabil, atunci puteți să mai completați cu puțină apă. Au trecut 2 ore, e timpul să scoatem carnea din cuptor. Pua, ce bine arată! Ia priviți cât este de fragedă și de suculentă. Voi scoate carnea separat,
iar legumele și zeama lăsată le voi scurge într-un castrol. Voi răsturna totul aici, în această sită. Presez ușor cât să obțin tot sucul din legume. Iar sosul obținut îl voi pune în această creticioară și această creticioară o voi pune pe foc. Adaug niște amidon și amestec bine cu telul pentru a dizolva toate cocolașele. Mai departe pun și smântână de gătit și continui să amestec pe foc până se îngroașe. Și acum o să vă tai o felie să vedeți cât este de fragedă. Ați văzut că nici nu am avut nevoie de cuțit. Atât este de fragedă. Aceasta a fost rețeta de friptură de porc la cuptor și nu uitați să vă abonați la Culinar Show pentru alte rețete interesante. Iar eu acum am puțină treabă.